Prea mulți nevinovați stau prin închisori. Nu ne atracă niște azi într-un fel. Da. S-ar pune capăt. Cealaltă jumătate. De prețuri, iar prețurile încă nu sunt interesați să devină proprietari. Toate aceste dezvoltatoare sunt optimiști și speră la o revenire a pieței imobiliare cât de curând. Bogdan Ivan este secretarul general al Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România. Mai credem că undeva spre prima jumătate a acestui trimestru lucrurile se vor stabiliza și oamenii vor recapăta de tot. Să spui doctorului că trebuie să-i vorbesc. Da, bineînțeles, reverend de Periș. Mă duc să-l anunț. Da, stai și te uiți. Într-adevăr, diavolul ne-a jucat un rei îngureț alegându-te tocmai pe tine. Ce s-a întâmplat? M-au strâns cu ușa. Toți dușmanii mă încolțesc. Mă acuză de credulitate. Zic că nu trebuia să mă las înduplecat de bazaconile fienii. Că trebuia să mă gândesc cum te-ai sulemenit și cum am fost nevoit să te toșenesc în public. Vorbește. Altădată știi să vorbești cu nemiluita. Acum n-ai vreo poveste de zis, ai? Locul Mata este și el acuzat de credulitate. Aia, păi tocmai asta e. Nu ai poate să creadă pe cine ce poftește. Când este vestitul doctor Marco, un pastor al orașului Boston. Ai mici preoți de țară, însă nimeni mergădos. E că vedem diavolul și nu vedem. Totuși, ce s-a întâmplat?
Ce s-a schimbat de ieri? Prietena ta, Trantaia, și-a luat nasul la purtare și a denunțat-o pe mistress Ingrid. Thank you.